Sampai sepi apa enggak? Apa enggak? Laksa berarti ku potensial. Oh, tinggi keras. Ini saya dah kaya memiliki darah kuku dah kenai. Kewit. Wadid. Ini yang prim. Nah, sunt pula două jumate. Luai ceva. N-am mai vrut să fac filmări, că am vrut să stau relaxat. Da. Câteodată mai merită să mai și filme. Panga, care vrea să fie astupat, lac sălbatic cu potențial, poftim care ați frumos, sănătos. La palmă, nu sunt ei prea imensi, la jumătate de kilogram. Are destul de mult pește, o fi și din aia imensi, dar vreau să spun că nu merge oltu, vin la panga. Revenim. Ai mămăligă de la Coco? E câte două bucăți uzat. Doi giuni, eu. Ai mămăligă de la Coco? Ei numai giuni. Aici. Ai mămăligă, du dată mâncăți. Înțepătură, uitați aici, perfect. Du dată, uite, giun. Giunul, tată, giun. Mămăligă de la Coco, prins pește, nu ai mămăligă, te uiți. Revenim. Asta e la mamă, adică trebuie să muncești. Dar nu muncești, nu prinzi. Bagi râmă și stai lung să te uiți dacă tragi. Bagi mamă, adică și dă-i. Căsări și ăla. Oftin ce se ia la mărești. Dacă muncești ei, dacă nu, nu ei. Deci cam așa arată treaba, băiți. Pe mămăligă, da? Frumos, da? Deci nu dăm la râmă pentru dăia așa. E palma. Da?
Cum a făcut? Original. A făcut original. Dacă tot mai am un singur cubuleț care nu o să-l mai pun că s-a uscat, nu mai e chiar așa. Haideți să vă prezint și ceva interesant. Acest instrument proiectat și gândit de Coco, o spiță de bicicletă și niște fir textil. Ce credeți că facem cu el? Tăiem mămăliga, adio catere și adio crostii, care nu taie mămăliga bine. Și să vă arăt. Cam așa arată mămăliga făcută de Coco, da? Alte secrete care o să vi le dezvălui eu în alt video. Deci cum tăiem? Cum vreți, numai să ne alegeți. Prima dată cu aja se va tăia mai greu, dar după aceea totul va decurge perfect. Da. Cu încredere apăsați, chiar dacă se mai fărâmă. Ea s-a mai uscat acum, da? S-a mai uscat. Cam așa o felie, da? Tăiați capetele. Vedeți, da? Jap, ai împins, ai scos bucata. Cu ața. Pac, ai împins, ai scos bucata. Două. Ai împins, ai scos bucata. Trei. Și începi. Una. Două. Deci cu așa ceva te joci cu mămăliga. Ce catere, ce... Te murdărești, ștergel. Se înfundă în mămăligă. Nu merge. Am gândit eu. Iar cineva, domne, pe mămăliga se taie cu ața. Da, domne, da. Ața aia nu prea stă întinsă. Ia să o punem pe o spiță de bicicletă. Ah, aici asta o bag. Nu uita să nu lăsați niciodată mămăliga în soare. Da? Și cubulețele, lăsați-le la umbră. De să aibă umbră. Că dacă se usucă, nu mai are mecanica care credeți voi. Odată uscată, mămăliga va se întărește și nu mai are mecanica. Să știți că peștele, dacă simte tare, nu mai ciupe de două ori și ți-a lăsat-o. Da?
făcut. A făcut ligădea. Și-am luat-o. Ești mămăligă-i forță. Mămăligă-i forță. Și mai mici și mai mari. Forță, forță, mămăligă, forță. Au câteva trăsături, da. E de la mic. Trebuie să stai mult pe gânduri. Eu cred că mămăliga îți va rămâne acolo până apoi mâine. Nene, ai avut trăsătură și apoi vezi că nu mai trage? E clar că s-a întâmplat ceva. De obicei, trăsăturile sunt cu înțepare, da. Mai sunt și momente când trage și nu-l iei. N-ai cum să-l iei, trage la mic și tot doboară de acolo. De obicei, uite cum acum a tras, a tras. Dacă nu o pune pe lat, la următoarea tragere sau a doua, e clar că se întâmplă ceva acolo și nu mai ai mămăligă. Vorbesc pe lacul ăsta. În altă parte poate să procedeze și altfel. Dar la stilul cum dau eu acum, le dau cu tot plumbul pe fund. Da? De asta pluta așa. E singura șansă
când e clară trăsătura, e să o ridice pe lat. De obicei, nu, când dai cu plumbul pe fund, nu o prea bagă la fund. O țăcăne, dar nu. A ridicat-o pe lat, e clar că e în ea. Da, așa, pentru că aici mai bate vântul, mai... Când bate vântul, pluta la mămăligă trebuie să stea pe loc. Nu stă pe loc, nu e bine. Deci m-a țăcănit de 3 ori până acum. N-a pus-o pe lat. Că a dat și a 4-a oară. A 5-a. Da, e de la mic. De la mare. Uitați bancul de pește. Vai de capul meu. Uitați cât pește e acolo. Deci peștele s-a ridicat. Ați văzut? Deci e acolo un banc de caras. E sumedenii. Acum bibanul o să-i atace. Ați văzut săritura de biban? Eu nu știu dacă s-a văzut pe cameră, dar... Era un banc extraordinar. 20 de kg de pește. Dacă s-a ridicat la suprafață, nu prea mai trage. Revenim mai târziu când o să mai luăm ceva.